A fost bătută pentru că a vrut să ajute. O asistentă de pe ambulanță a fost lovită de un tânăr care a amenințat că se sinucide. Cel mai probabil din cauza alcoolului, bărbatul a devenit violent și a atacat echipajul care voia să-l ajute. Medicii au avut nevoie de ajutorul polițiștilor ca să-l ducă la spital. Ce i-a dat cu pumnul? Furia i-a întunecat mintea și a atacat-o pe cea care i-a întins o mână. Două persoane diferite au sunat la 112 și au spus că bărbatul vrea să-și ia viața. Ne-a solicitat de două ori. Prima dată n-a răspuns la ușă. După aceea ne-a solicitat a doua oară că e o tentativă de suicid. De data asta tânărul a deschis ușa echipajului de la ambulanță. Era în fața blocului, l-am luat în ambulanță, i-am acordat primul ajutor, după aceea era cu sora. M-a înjurat, mi-a dat cu pumnul. Alcoolul l-ar fi făcut violent. Degeaba au încercat angajații de la ambulanță să-l liniștească. Vorbi frumos cu el. Nu se stăpânea? Nu. Agresiv. Făcea mai rău. Foarte agresiv. Și verbal. Dar înjurăturile au lăsat repede loc pumnilor. Și verbal. Ne-a spart puțin. Ca să-l poată transporta la spital, echipajul de la ambulanță a cerut ajutorul polițiștilor. Abia atunci tânărul a început să se mai liniștească. Nu mai este. Ce s-a întâmplat? Ce v-a supărat? De ce interesează pe tine? De ce ați lovit, doamna asistentă? Tânărul a rămas internat la spitalul de urgență din Târgoviște, sub stricta supraveghere a medicilor. Asistenta lovită a depus plângere la poliție împotriva tânărului, așa că în momentul în care o să iasă din spital va fi nevoit să meargă la secția de poliție.